Pe stadionul municipal s-a desfășurat astăzi, cu începere de la ora 13, jocul dintre juniorii de la CSS de Nicu Golescu Câmpulung, echipament verde fluorescent și Petrolul 95 Ploiești, manager Daniel Chiriță, meci test pentru formarea lotului echipei care să reprezinte în continuare municipiul Câmpulung în divizia D, Academia de Fotbal Mușelul Câmpulung. Mușelenii au deschis scorul prin David Siculeasa, unul dintre cei mai apreciați jucători ai acestei întâlniri, însă albaștrii au egalat și au întors rapid rezultatul. Bravo! Las-mă gol! Bravo! Bravo! Hai Leo, hai mai sus Leo! Leo, nu mai certa Leo! Alergă! Hai Nicu! Bravo Nicu! Bravo Nicu! Bravo Nicu! Bravo Nicu! Bravo, bravo! Place că nu știu ca serios. Ați venit în vacanță. Mamă, ce tu așa? Scorul final 6-1 favorabil echipei prahovene contează mai puțin, importantă fiind în primă fază decizia de a se continua proiectul Academia. La stadion a fost prezentă și galeria care a susținut echipa în tur, dar și șefii administrației locale, primarul Liviu Țiroiu și viceprimarul Mărgălin Blidaru. La un moment dat, membrii galeriei au coborât din tribună, cerând socoteală pentru situația în care a ajuns fotbalul câmpulungean. Ca suporte, dumneavoastră, nu ca primar. Ca suporte, vă convine? Nu, noi ca suporte ne-am făcut datorie. Cum v-ați făcut datoria? Simplu, i-am finanțat și i-am... Păi și unde e ăla legat? Mult. Poftim? Unde e legat ăla? Cum? Păi la banii care s-au vehiculat trebuie să fie legat. Unde sunt banii? Păi urmează, stai. Pe cum urmează? Da, urmează, dar voi l-ați susținut pe el. Noi l-am susținut, nu pe el, noi l-am susținut echipa. Păi voi ați susținut și ați strigat pe aici. Am strigat pe până n-am strigat, noi n-ați ieșit să dați declarații, n-ați ieșit. N-ați ieșit. Cel anunțat ca fiind viitorul antrenor al echipei, Daniel Iftodi, a supervizat acest joc de pe banca tehnică a prahovenilor, mai ales că echipa din Ploiești urmează să preia sarcinile Academiei Mușelul Câmpulung în campionat. Pe parcursul meciului, primarul Liviu Țiroiu a avut o întrevedere la primărie cu Daniel Iftodi, Daniel Chiriță, cel care și-a dat acordul colaborării între cele două cluburi, și cu Adrian Troșcencu, omul care stă în spatele acestui nou proiect. Contactat, primarul Liviu Țiroiu a refuzat să facă vreun comentariu pe marginea acestui subiect, însă în cadrul ședinței din această după-amiază a avut ceva de transmis colegilor din Consiliul Local. Suntem acum într-o discuție. Băi, eu, cum să spun, încerc să, să dau o continuitate acestei echipe de fotbal și să ducă mai departe ca să folosim și echipa pentru care l-am plătit și toate celelalte, în așa fel încât la sfârșitul campionatului să fim cu fruntea sus, nu promovăm, că nu cred că mai reușim să promovăm, dar nu asta e problema. Suntem în niște discuții. Am avut și astăzi o discuție cu câțiva dintre cei care vor să investească în continuare în această echipă de fotbal. Noi trebuie să ne asigurăm că cel care a condus această asociație și a dat demisia și iese și prin judecătorie să băgăm pe cineva în locul lui și să continuăm. Probabil că într-o săptămână pot să vă spun o soluție sau pot să nu vă spun o soluție dacă continuăm sau nu continuăm. Suntem în această analiză. Astăzi am făcut un meci amical și am adus câțiva jucători din afară. O să ne întâlnim și cu cei din interior, cu câmpulungenii, și s-ar putea să găsim soluția cea mai bună pe câmpul. Și atunci o să vă prezint la sfârșitul săptămânii viitoare, cel mai târziu, peste, după martie, o propunere să ne întâlnim împreună în Consiliu și să luăm o decizie. Campionatul din SNR. S-a reluat. Păi și atunci am făcut câteva pași și am făcut o prima amânare, începem să facem și pe a doua, ca să ne hotărâm, să luăm o decizie. Nu, sunt lumea...
Cert este că Academia de Fotbal Mușcelul Câmplung și-a amânat și meciul din etapa a doua a returului, urmând să înceapă campionatul cel mai probabil din runda următoare. Despre promovare nu mai poate fi vorba, a spus-o chiar primarul Liviu Țiroiu. Astfel că rămâne de văzut dacă echipa va continua doar pentru a se justifica cheltuielile de până acum, din bugetul local, sau doar pentru campania electorală care va urma.